Hai, nu fi supărat. Hei, ce faci, familia mea? Dragii mei, am ajuns în Sevilla, bine, am ajuns de ieri și m-am gândit să fac un vlog pentru voi. Am vrut să filmez și ieri în aeroport, tot drumul meu cum s-a desfășurat, dar cred că am mâncat un sandwich expirat și mi-a fost rău. Toată ziua am vomitat în continuu și efectiv n-am putut face nimic. Am ajuns aici, a fost foarte drăguț, bine, am avut parte numai de peripeții. Era a treia oară când plăteam biletul din Madrid către Sevilla, pentru că prima dată am avut o escală foarte mare și nu puteam sta 7 ore în aeroport. Iar a doua oară când mi-am cumpărat cel de-al doilea bilet, n-am fost atentă și l-am cumpărat pentru luna martie, acum fiind luna februarie. Și am ajuns în aeroport și mi-a zis doamna de acolo că da, dar tu n-ai niciun bilet. Și eram, cum să n-am niciun bilet? Păi nu ai. Apoi am realizat ce am făcut, mi-am cumpărat și cel de-al treilea bilet. Mă bucur că am ajuns cu bine. Astăzi o să mergem să vizităm una alta pe aici. O să mergem la meciul CFR Sevilla, pentru că până la urmă de asta am venit aici și aș vrea să vă iau cu mine. Ce voiam să vă povestesc înainte de a vă arăta camera și cum o pregătesc și așa mai departe. Băi, eu cred că nebunia asta cu coronavirus a luat amploare foarte tare la noi în țară, pentru că m-am uitat în aeroport la noi, efectiv toată lumea purta măști și în aeroport, mă refer, efectiv tot stafful din aeroport purta măști și când am ajuns aici și în Madrid, când am ajuns și în Sevilla, când am ajuns, efectiv niciun om nu purta nicio mască, niciun om care făcea parte din staff, ceea ce mi s-a părut super ciudat, înseamnă că doar noi ne-am luat așa pe nașpa. Nici eu n-am purtat mască, o să port acum la meci și când o să merg să vizitez, pentru că e foarte multă lume. Nu știu, nu mă risc, cu toate că cred că că ne-am panicat noi foarte tare, ar trebui să ne îngrijorăm de mult mai multe lucruri, mult mai grave. Hai să vedem ce urmează să se întâmple azi. Timp am filmat într-un om închis pe din afară. Vedeți că nu v-am mințit când v-am spus că iau foreul cu mine peste tot. E tot timpul cu mine, nu pot fără el deloc. Hai că începem cu turul camerei. Avem un gemuleț drăguț care bate afară la priveliște asta. Minunat, uitați-vă cât de frumos poate fi. Și intră la mine în cameră. E puțin dezordine pentru că am locuit aici, ce să vezi. Și avem un minibar, un birou foarte drăguț la care ne putem machia. Mi-am făcut o cafea acolo, am făcut numai prostii, am umplut pe acolo de cafea. Avem patul ăsta drăguț, e foarte confortabil, cu noptierele acestea superbe. Aici intrăm în baie și e o baie drăguță. Îmi place că au foarte multe produse de hotel acolo. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că am cadă și bideu. N-am cadă acasă, așa că încerc să profit tot timpul când prind câte o cadă. Cam așa arată și hotelul. Vede superb. Ia uitați. Acolo am mâncat micul dejun. Mi se pare super drăguț. Am început să ne plimbăm pe aici. Și cea mai mare clădire gotică sau cum se numește, catedrală gotică din lume. Dar nu știu dacă vedeți voi ceva, da, ia uitați cum arată. Foarte drăguț, sunt foarte mulți turiști pe aici. E cald, eu am hoodie-ul ăsta negru pe mine și mi-e foarte cald cu el. Și ce-mi place mie cel mai mult e că sunt foarte mulți portocali. Uitați-vă câte portocale peste tot, dar nu știu dacă ne lasă cineva să le mâncăm. N-am văzut pe nimeni până acum să culeagă portocale. Ar fi culmea să fiu eu prima. Și continuăm aventura. O să intrăm aici, mi-am pus masca pentru că e foarte multă lume, dar sunt cam singura care are masca asta pusă, mă simt ciudată. Cât să fă, sunt din România. Și acum urmează să merg să îmi dau carnetul de student, să am reducere. Am ajuns în interiorul real al cazarului, sper că zic bine, și ne-am luat un ghid. Vorbește în engleză și ne mai spune și nouă ce se întâmplă pe aici.
Un mic update, am plecat de lângă ghid pentru că era foarte plictisitor, vorbea foarte prost engleză, gen foarte, foarte prost. Și am venit singure, băi, și suntem în grădinile astea senzaționale. Și acum o să intrăm printr-un labirint. Hai să vedeți. Uitați-vă cât de frumos. Vai. Dai view-ul ăsta în fiecare dimineață. Să fie grădina ta. Am ajuns la restaurant. Ea e Mira. Bună, Mira. Și-a luat. S-a rușinat. Astea doar ale ei. Să ne înțelegem. Nu e adevărat. Bine, asta e a mea. Și mai sunt multe de venit. Voiam să vă arăt că aici e foarte tare. Că au porții din astea mici. Poți să-ți alegi porția mică, care se numește tapas. Tapas. Și porție mare, care e o porție normală. Uitați-vă o porție mică de jambon, ce-o fi ăsta. Cât de mare e, de fapt. Pe toate străduțele astea găsești câte un restaurant mic. Cu o terasă super mișto și vă jur că e cea mai bună mâncare ever. Mi se pare foarte tare că aici totul ține de tot ce înseamnă flamenco. Totul e foarte, foarte, foarte drăguț. Totul e foarte, foarte, foarte detaliat. Așa, dacă te uiți în orice colț, pe orice clădire, e așa scris foarte, foarte mic. E senzațional. Și uitați-vă la podul ăla de acolo cum arată. Uitați-vă cât de frumos poate fi. Totul da așa un vibe mișto, relaxat. Sunt foarte mulți artiști care pictează. Sunt tot felul de chestii din astea drăguțe. La tot pasul. Foarte mișto. Cea mai mare structură de lemn din lume. Uitați-vă cum arată, mă, frate. Cât de mișto e. Și cred că poți merge și pe acolo pe sus să te plimbi. Voiam să vă spun că unii oameni care mă văd cu masca asta strigă după mine coronavirus. Și acum înțeleg cum se simt săraci chinezi. Când se uită lumea ciudat la ei. Copilașii se dau, învață să se dea pe role. E acolo un instructor care îi învață pe toți ce și cum. Uitați-vă cât de frumos e. Și toată construcția aceasta e din lemn. Am venit până la hotel să lăsăm ce am cumpărat și să ne retușăm puțin machiajul și urmează să plecăm către stadion. Am super mari emoții. Dar eu zic că o să fie totul bine. Mâine o să am un zbor la ora 1 și mi-e groază de tot, că știu ce am pățit când am venit din România, încoace sper să fie mai ușor. Am ajuns la stadion. Uitați-vă cum arată. Nu se poate. Sunt români. Am ajuns la stadion și o atmosferă super drăguță deja, încă n-au venit toți oamenii băieți și antrenează aici în fața noastră. Avem loc exact în față lângă ei, este foarte tare, am emoții mari. Mi se pare foarte tare că sunt foarte mulți români pe aici.
dată în public. N-am avut atâtea emoții. Apare și tu în vlogul meu, salută vlogul meu. Hai, nu fi supărat, salută frumos vlogul. Scrieți încurajări pentru Cristi în comentarii. Uitați-vă cum e supărat. Am ajuns acasă, n-am mai filmat foarte mult după meci, dar a fost senzațional. Îmi pare rău că s-a terminat așa și că s-a anulat acel gol. Mie mi s-a părut că a fost o decizie nedreaptă și că băieții meritau din plin să se califice, dar asta e viața, câteodată mai pierzi, câteodată mai câștigi. A fost o experiență foarte drăguță și sper că v-a plăcut și vouă vlogul. Vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați de like, share și subscribe. Pup!